Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei de 15 decembrie pentru zodiile de foc, berbec, leu, săgetător. Înainte de toate vreau să vă anunț că aș dori să purific energiile și să încep să cânt un pic la acest tambur șamanic, pentru că voi folosi tarotul șamanic și oracolul spiritelor șamanice. Și înainte de toate, dacă vă deranjează sunetele puternice, vă sfătuiesc să dați volumul mai încet. Doar să dau puțină energie acestui tarot înainte să încep. Haideți să vedem! Trecem mai departe. Haideți să vedem zodia berbec. Ce va fi pentru dumneavoastră în această zi? Da, deci văd zodia berbec în această zi. 5 de monede mi arată că o pierdere. O pierdere din partea unei instituții sau o sumă de bani. Văd o instabilitate în această zi în ce vă privește. Va trebui să fiți înțelepți. Va trebui să căutați un sfătuitor, un înțelept pentru a vă da un sfat, să spunem așa. Văd că poate vă veți simți abandonați și poate veți avea nevoie de ajutor. Eu vă sfătuiesc să cereți ajutorul unui bărbat mai înțelept. Lucrurile tradiționale, valorile, un adevăr va ieși la iveală. Poate vă veți simți și un pic singuri. Lipsește ceva în această zi în viața dumneavoastră și eu v-aș sfătui să mergeți la o instituție sau să încercați să comunicați, să colaborați. Văd că în același timp veți fi foarte emotivi. Da? Deci acest lucru vă va produce foarte multă emotivitate, instabilitate, să spunem așa. E posibil să colaborați cu o persoană care nu este tocmai matură și de acolo și această instabilitate emotivă pentru dumneavoastră. Eu v-aș recomanda să vă relaxați, pentru că preotul îmi spune totuși aici că va trebui să cereți sfatul unei persoane dacă doriți să aprofundați această situație și să ascultați muzică. Și ieri parcă a ieșit această carte, dacă nu mă înșel, vă sfătuiește să ascultați muzică. Muzică relaxantă pentru a vă ajuta să vă relaxați, pentru că văd foarte multă instabilitate emotivă. Instabilitate și în ce privește viața dumneavoastră. Vă lipsesc banii, există instabilitate în căsătoria dumneavoastră. Și pentru acest lucru v-aș sfătui să ascultați muzica, acea muzică care vă face plăcere. Haideți să vedem mesajul îngerilor pentru zodia berbec 15. Miracole se pot întâmpla, dar dacă te vei elibera de anumite rigidități mentale, dacă ești disperat pentru că viața îți aduce obstacole prea mari va trebui să le depășești, ceea ce ai tu nevoie este un adevărat miracol să se întâmple. Eliberează-ți mintea de rigiditate și roagă-te îngerului Hamied, îngerul glorios, de evenimentele miraculoase care el iubește să-ți vină în ajutor surprinzător, adică fără să te aștepți în momentele cele mai grele, în momentele de criză, pentru a-ți rezerva surprize splendide. Vei vedea că vei găsi o soluție de a ieși din aceste crize sau a ieși din aceste obstacole. Vei găsi soluția la o problemă.
Vei avea ajutorul unei persoane care nu o vezi de ceva timp. Va veni în ajutorul tău o persoană mai tânără, poate e în semn de apă, cum ar fi rac, pești, scorpion. Această persoană e posibil să-ți vină în ajutor, să te ajute. Deci se pot întâmpla miracole. Important e că tu te eliberezi de anumite rigidități mentale și să te rogi acestui înger Hamied că el va interveni surprizător, foarte repede și te va ajuta. Îți va aduce surprize splendide, adică vei reuși să găsești rezolvări la problemele tale. Oamenii mei dragi, sper că am putut să vă ajut. Vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Numai bine vă doresc. La revedere, sănătate, o zi frumoasă. Voi trece, mă scuzați, sunt răcită de ieri. Voi trece la Zodia Leu. Zodia Leu în această zi, temperanța, 8 de cupe și 1 de cupe. Îmi spune că veți găsi vindecare la problemele dumneavoastră, dar în același timp vă recomandă să fiți echilibrați, să faceți un compromis în ce privește un acord, în ce privește relația dumneavoastră. Să ascultați punctul de vedere a altor persoane înainte să luați o decizie. Să luați în vedere și ceea ce au de spus alte persoane. Văd totuși că aici în relația noastră de cuplu, Zodia Leu, sunt anumite diferențe între voi, poate de vârstă, naționalitate, evoluție, dar văd anumite diferențe între dumneavoastră. Și va trebui să fiți echilibrați pentru a aduce vindecare. Pentru că e posibil să vă simțiți și un pic cam singuri. Sau veți dori să aduceți mai multă profunzime în viața dumneavoastră. Eu văd foarte multă speranță și un nou început, asul de cupe, îmi spune că veți avea parte de, vă veți deschide inima emoțiilor, vă veți deschide inima iubirii. Veți avea parte de vești minunate și veți începe din nou să fiți optimiști. Haideți să vedem și ce spune oracolul. Să vă întoarceți la lucrurile esențiale. Să vă întoarceți la lucrurile primordiale. La simplitate. Să nu vă complicați viața. Poate sunteți cu o persoană care e un pic complicată, cum spuneam, că sunt anumite diferențe. Și pentru asta spune să reduceți aceste diferențe sau aceste complicanțe, să vă regăsiți echilibrul dumneavoastră interior pentru a vă vindeca. Haideți să vedem și ce spune îngerii pentru Zodia Leu. Să nu vă încărcați de prea multă muncă, da? Să fiți echilibrați în acordurile dumneavoastră, în comunicările dumneavoastră. Zice că tu ești puternic și dotat, dar nu poți să te exagerezi, să te ocupi de mai multe lucruri, pentru că prea mult va duce la un declin, la un dezechilibru în ce privește capacitățile tale și forțele tale. Îngerul tual te va ajuta să regăsești calma. De aceea v-am spus că e nevoie să fiți echilibrați, moderați, să fiți în echilibru și zice că te va ajuta să-ți găsești calma, te susține când ești prea aglomerat de prea multe activități. Deci încearcă să nu-ți complici viața, să te reîntorci la simplitate, cum spune aici, vezi, să fii mai lejer, să nu te complici, că n-are rost, altfel îți poate dăuna sănătății, poate aduce dezechilibre. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și ne vedem la următoarea etalare. Vă doresc numai bine, sănătate, la revedere! Voi continua cu Zodia Săgetător. Haideți să vedem. Zodia Săgetător, foarte determinat în această zi, foarte determinat să pleci la un drum. Vei face un drum din trecutul tău. Foarte multă ambiție, determinare, pasiune, soarele.
Să mergi la un drum în ce privește familia ta sau în ce privește o abundență. Să rezolvi ceva din trecut. Cred că în această zi te vei pregăti pentru, poate și pentru un drum care îl vei face în ce privește familia ta, un drum în trecutul tău. Cu un nou început, magicianul. Foarte multă abundență, vei străluci în această zi și vei fi determinat și va ieși soarele pe strada ta, se va face o clarificare și o veți lua de la început. Veți manifesta talentele voastre, veți face magie, mai multă comunicare, mai multă creativitate, ceva nou veți începe în această zi, zodia săgetător. Wow! Din nou! Această carte a mai ieșit de multe ori. Există acolo un suflet care nu mai există printre voi, din ceruri, care vă stă aproape și vă ghidează. Vedeți? Cum vă ghidează el pe strada dumneavoastră? Nu e, asta e a treia oară când a ieșit. Spune să acceptați ghidarea acestui suflet, să vă ascultați intuiția, ceea ce doriți să faceți, să vă urmăriți interesul, ceea ce doriți să puneți în aplicare. Să ascultați interiorul dumneavoastră și să vă ghidați după această voce interioară. Zodia Săgetător zice că nu trebuie să fii prea legat în ce privește bunurile materiale. A nu fi prea mult legat de aceste dorințe materiale și terene și să nu pierzi prea mult timp în a căuta lucruri care nu au o valoare importantă, adevărată. Să te rogi Arcangelul Jofiel până când el îți va trezi în tine dorința de sentimente pure. Oamenii mei dragi, e nevoie să căutați acest lucru, să căutați în dumneavoastră acea dorință de sentimente pure și să încercați, dacă doriți să faceți anumite cheltuieli sau să căutați lucruri care au o valoare semnificativă. Nu lucruri superficiale și să nu fiți prea legați de, nu vă legați prea mult de aceste dorințe materiale și terene. Oamenii mei dragi, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă doresc o zi cât mai plăcută și vă aștept la următoarea etalare. Numai bine, vă doresc sănătate, la revedere!